regăsim printre avantajele de a fi o celebritate următoarele: mașini de lux, avioane private, haine făcute de designer pe comandă sau faptul că avioanele nu au voie să zboare pe deasupra vilei tale în valoare de milioane de dolari. În regulă, să lămurim un lucru. S-ar putea să nu fie cazul tuturor persoanelor celebre, dar este pentru starul de fotbal argentinian Lionel Messi, iar motivele pentru care avioanele nu au voie să zboare peste casa sa vă vor surprinde. Locuința ecologică a starului de 32 de ani este în Gava, un oraș mic aflat la 10 km de aeroportul principal din Barcelona, El Prat, și ghici ce, imobilul lui Messi a împiedicat extinderea aeroportului. Adăugând asta la faptul că avioanele nu au voie să zboare peste casa lui, probabil crezi că starul provoacă o mulțime de neplăceri în zona unde locuiește. Acum, înainte să vă gândiți că toate aceste lucruri au de-a face cu faima fotbalistului, puterea și influența contului său bancar uriaș, trebuie să știți că restricția avioanelor nu are deloc de-a face cu Messi în sine. Totul se rezumă la legile din Spania. Atacantul echipei FC Barcelona locuiește într-o zonă care este protejată foarte mult de legile de mediu. Dintr-o coincidență sau nu, casa lui Messi se află în perimetrul protejat prin lege, iar una dintre normele impuse legal include și un nivel scăzut al zgomotului. Spațiul aerian este restricționat deoarece zgomotul produs de avioane interferează cu viața animalelor sălbatice care trăiesc în acea zonă. Tot acesta este motivul pentru care aeroportului din Barcelona nu este permisă construirea unei piste de decolare adiționale lângă orașul Gava. Legea mai prevede și că avioanele trebuie să zboare imediat către mare după ce decolează de pe pistă, adică în direcția sudului dacă plănuiești să zbori de pe aeroportul El Prat. Apropo, avioanelor nu le este permis nici să zboare de-a lungul coastei, iar spre norocul lui Messi și familiei sale, orașul Gava se află în partea vestică a aeroportului. Deci, cu atât mai mult datorită norocului și chestiilor legale, fotbalistul este bine protejat de orice companie aeriană care se apropie prea mult de orașul unde locuiește. Însă de ce sunt zonele de interdicție aeriană atât de importante? Acum știți că ajută la conservarea zonelor de mediu protejate prin lege. De asemenea, aceleași legi împiedică rutele avioanelor să treacă pe deasupra clădirilor istorice foarte aglomerate, regiunilor aflate în conflict cu alte state și uneori peste casele altor personalități celebre sau importante. Desigur că umila locuința lui Messi nu este singura care se află într-o zonă de interdicție aeriană. Iată alte câteva reședințe pe care următorul zbor pe care o să-l aveți s-ar putea să le evite. 1. Granițele apei din zona sălbatică dedicată canotajului din nordul statului Minnesota. Acest stat este casa a peste 1 milion de acri de natură pură care îți taie respirația cu frumusețea ei. Serviciul Forestier al Statelor Unite protejează cu sârguință acest loc care reprezintă cel mai popular loc din state pentru pescuit, canotaj și drumeții în aer liber. Este de asemenea casa lacurilor glaciare, rocilor metamorfice și microfosilelor. 2. Castelul Windsor din Regatul Unit. Localizată în comitatul Berkshire, Anglia, această frumusețe arhitecturală a fost cândva o fortăreață construită în secolul XI de către William Cuceritorul. Încă de atunci, descendentul vikingilor a avut o istorie lungă și numeroase legături cu familia regală britanică. Castelul construit de William este considerat, alături de Palatul Buckingham, o comoară națională. Apropo, și spațiul aerian de deasupra Palatului Buckingham este de asemenea o zonă de interdicție aeriană. 3. Machu Picchu. Este unul dintre cele mai frumoase sanctuare istorice de pe această planetă. Ca atare, autoritățile din Peru nu pot risca să perturbe viețuitoarele sălbatice care trăiesc acolo sau patrimoniul mondial din acea zonă. Desigur, o mulțime de turiști vizitează ruinele orașului antic pentru a învăța mai multe despre Imperiul Incaș, dar din anul 2006 nimeni nu poate pilota un avion pe deasupra sitului arheologic. 4. Tibet. Ați putea presupune că ne lovim de aceeași situație și în cazul acestui loc istoric și bogat din punct de vedere cultural. Însă atunci când vine vorba de restricția de zbor pe deasupra Tibetului, totul se rezumă la siguranța pasagerilor. Regiunea nu este doar casa celui mai înalt munte din lume, puternicul Everest, ci în toată zona sunt culmi înalte și periculoase. Poate că vă întrebați ce legătură are asta cu avioanele. Ei bine, există riscul foarte ridicat ca piloții să nu poată ateriza avionul printre toate dealurile munților dacă apare o situație de urgență sau în cazul unei avarii neprevăzute. 5.
Cuba. O aeronavă provenită dintr-o altă țară are nevoie de permisiune specială pentru a traversa Cuba. Liniile aeriene care au permisiunea de a zbura în spațiul aerian din Cuba sunt JetBlue, American Airlines și Delta Fly. Zborul de la New York către Havana, capitala statului, este cel mai popular. 6. Finlanda. Această țară scandinavă deține titlul de casa celor mai fericiți cetățeni din lume. Poate că motivul acestui titlu este că nu sunt deranjați de zgomotul motoarelor de avion în timp ce dorm. Zona de interdicție aeriană nu se aplică pentru întreaga suprafață a țării, însă cu siguranță se aplică pentru anumite zone, inclusiv spațiul aerian de deasupra centralelor nucleare din Finlanda, iar zonele de deasupra rafinăriilor de petrol sunt supuse de asemenea acelorași legi. Chiar dacă există un număr semnificativ al locurilor cu restricții aeriene, sunt totuși unele zone surprinzătoare care nici măcar nu au un aeroport. Hai să vedem câteva exemple. Andorra, această națiune mică aflată între Franța și Spania în munții Pirinei, este totuși cea mai mare țară din lume care nu are niciun aeroport construit pe suprafața sa, având doar 3 heliporturi. Deci, dacă ești interesat în vizitarea Andorrei, mai întâi o să ai nevoie de un elicopter pentru a vizita țara. Liechtenstein. Cele mai apropiate 2 aeroporturi de această țară se află la 50-80 de kilometri distanță de granița cu Elveția și Germania. De obicei, turiștii folosesc transportul feroviar sau autobuzul atunci când vor să traverseze microstatul aflat între Austria și Elveția. Monaco. Această țară mică din Europa de vest are, la fel ca Andorra, un heliport în locul unui aeroport. Dacă vrei să călătorești în țară rapid, trebuie să aterizezi la heliportul Monaco din Fontville. Totul este ciudat, țările din Europa sunt atât de apropiate unele de altele, încât multe din ele nu au nevoie de zboruri plictisitoare pentru a vizita un anumit loc. Următorul pe listă este San Marino, un alt microstat, de această dată localizat în nordul Italiei și, surpriză, are un heliport cu care se mândrește, dar și un aerodrom mic. Aerodromul este o zonă unde au loc activitățile avioanelor, adică zborul. Asta înseamnă că, cel puțin tehnic, toate aeroporturile sunt la bază aerodromuri. Totuși, din punct de vedere legal, nu toate aerodromurile sunt considerate aeroporturi. Orașul Vatican. La fel ca în cazul celorlalte state menționate din Europa, oamenii care locuiesc în Vatican, cel mai bogat oraș-stat din lume, sunt nevoiți să meargă până în Roma pentru un zbor cu avionul, ceea ce nu este un inconvenient major, deoarece Vaticanul este situat în Roma. Oricum, ar fi imposibil ca un aeroport să fie încadrat pe suprafața orașului stat, care este mai mic decât Disneyland. Că tot veni vorba, iată ceva interesant, cele 2 locații ale parcului Disney din Statele Unite sunt și ele zone cu restricție aeriană. În cele din urmă avem această situație, considerată de mulți ca fiind penibilă. Există un loc în Franța unde nu poți purta pantaloni cu fermoar în față, ci doar cu nasturi. Cred că ați ghicit, este vorba despre faimosul Paris. Pe de altă parte, sunt țări în care oamenii obișnuiesc să călătorească destul de des, iar asta face din orașe sau țări casa mai multor aeroporturi din lume. Folosind o numărătoare inversă, hai să enumerăm și câteva din aceste locuri. 6. Argentina. Iată-ne înapoi la țara în care s-a născut starul de fotbal despre care am vorbit la început, Lionel Messi. Ministro Pistarini este cel mai mare aeroport internațional din Argentina, dintre toate cele 1138 de aeroporturi care se află pe teritoriul țării. De asemenea, este extrem de aglomerat. Până acum, în acest an, aeroportul a văzut un total de 8,5 milioane de pasageri, ajungând pe primul loc în topul celor mai aglomerate aeroporturi din Argentina. 5. Rusia. Fiind cea mai mare țară din lume, nu este o surpriză foarte mare faptul că tot acel teritoriu este presărat cu o mulțime de aeroporturi, ca să fim mai preciși, 1218. Cel mai aglomerat este aeroportul internațional din Moscova, care a transportat mai mult de 45 de milioane de pasageri în anul 2018. 4. Canada. Vecinul Argentinei de la nord are 1467 de aeroporturi pe toată suprafața sa. În 2018, aeroportul internațional Toronto a servit aproape 40 de milioane de pasageri. 3. Mexic. Dintre toate celelalte 1714 aeroporturi ale țării, aeroportul internațional Mexico City a fost aproape cel mai aglomerat din toată lumea. Acesta a ajutat 47 de milioane de pasageri într-un an să ajungă la destinație.
2. Brazilia, singura țară vorbitoare de limba portugheză din America de Sud, al cărui teritoriu este acoperit în cea mai mare parte de pădurea amazoniană, găzduiește incredibilul număr de 4.093 de aeroporturi. Cea mai multă activitate din această țară a pasagerilor se regăsește în aeroportul internațional São Paulo, cu un număr mai exact de 47 de milioane de oameni în 2018. În topul listei noastre atunci când vine vorba de afacerile aeriene, se află, bineînțeles, Statele Unite ale Americii. Nici măcar nu este un match corect, dat fiind faptul că Statele Unite, fiind cea mai vizitată țară din lume, are 14.712 aeroporturi pe toată suprafața sa. În mod special, aeroportul internațional Hartsfield-Jackson este cel mai aglomerat de pe suprafața Republicii Constituționale. Țineți-vă bine, pentru că numai în 2018, 107 milioane de pasageri au trecut prin acest loc. Presupun că au fost o mulțime de bagaje pierdute. Ca un bonus pentru voi cei care ați rămas până la final, uite un mic fact. Cel mai aglomerat aeroport din România, care este aeroportul din București, Henri Coandă, primește anual în jur de 9 milioane de pasageri. Așadar, pe care dintre aceste locuri v-ar plăcea să le vizitați? Dacă ați fost deja pe unul dintre aceste aeroporturi, scrieți-ne în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!